Pregătiți! Adăpostiți! Foc! 68 de mine marine au fost descoperite de la începutul războiului în bazinul de vest al Mării Negre, 5 dintre ele în apele teritoriale românești, iar în multe dintre cazuri pescadoarele au fost cele care le-au observat. Pe o astfel de vreme, de exemplu, cu vânt și valuri, aceste obiecte explozive sunt foarte greu de detectat, iar pentru pescari rămân un inamic nevăzut, pentru că nu se știe câte astfel de mine marine plutesc încă în derivă în Marea Neagră. Ultimul an a fost o adevărată provocare, susțin pescarii de la Marea Neagră, care spun că puțini sunt cei care se mai încumetă să iasă în larg, iar astfel de scene cu bărcile arhipline de pește ar putea rămâne doar o amintire. Dumnezeu ne iubește! A venit și norocul pe strada noastră. Suntem afectați de la minele care sunt pe mare. Ne e și frică să ieșim, că vă dați seama că dacă prindem o mină de aia în Talian, sărim cu totul în aer. Cantitatea de pește capturată în ultimul an a scăzut dramatic, susțin specialiștii în domeniu, care cer acum ajutor din partea autorităților. Și bărcile mici și pescadoare au găsit mine care pluteau și au anunțat autorităților și de aici a apărut un fenomen de frică. Acum 3 ani de zile la Marea Neagră am avut capturi în jur de 10.000 de tone pește, rapană și midii și anul trecut am făcut 2.200. Nu avem facilități din partea statului român, cum ar fi scutiri de taxe și impozite pentru salariile pescarilor, nu avem facilități la motorină, nu avem ajutoare de niciun fel. Pe lângă pericolul minelor marine și exercițiile cu trageri reale de la capul Midia afectează pescuitul. În situația în care în poligonul de la capul Midia, care aparține de forțele aeriene române, se desfășoară trageri de luptă, atunci direcția hidrografică maritimă din subordinea forțelor navale emite avize către navigatori prin care se interzice navigația și orice fel de activitate în raionul din proximitatea țărmului din zona capul Midia. Este o diminuare a activității de pescuit. O diminuare generată de faptul că nu mai pot pescui noaptea, le e teamă pur și simplu de a ieși noaptea, de a sta noaptea în ancoră. Găsesc mai greu oameni care să fie dispuși pentru astfel de riscuri. În aceste condiții, susțin specialiștii, zărganul, lufarul, hamsia, șprotul și alte specii din Marea Neagră vor fi din ce în ce mai greu de găsit în galantare sau pe plitele restaurantelor cu specific pescăresc de la malul mării.